Salut! Având o extensie de X20 de la 400 la 950 mm, o vom adapta pe un X30 fără sudură sau fire sertizate. Vechile axe de 400 mm vor fi înlocuite cu noile axe de 950 mm. În același timp vor fi înlocuite și curelele. Un limit switch suplimentar îl veți găsi în capătul coletului care l-ați primit cu extensia de X20. Va trebui să achiziționăm suplimentar două cabluri de alimentare a motoarelor pas cu pas, cu mufe de la 4 la 6 pini. Veți avea link în descriere. Etapele de lucru sunt prezentate aici. Veți avea de asemenea link în descriere în format PDF. Poate că filmarea nu va respecta exact acești pași, dar voi sunteți oameni deștepți și vă veți da seama ce se întâmplă de fapt. O mică schemă cu ce avem de făcut. Faptul că mufele diferă între cablajul de X30 și cablajul extensie de X20 vă este deja cunoscut. Noi vom remedia acest lucru prin lucrarea de față, folosind cele două cablaje electrice de la motoarele pas cu pas. Mufele sunt asemănătoare. Cu un ax sau orice obiect ascuțit, vom scoate ușor firele din mufele existente.
Atenție când detașați firele neutilizate, nu trageți prea brusc de ele. În această etapă, dacă desprindeți banda izolatoare cu grijă, o veți putea refolosi. Detașând firele de la conectorul ce era folosit pentru capul laser la X20, le vom lega de capetele mai groase ale firelor noi. Observați că capetele firelor au aceeași configurație. Le vom lega cap la cap pentru a le putea trage prin protecția de plastic.
Aranjați-le în așa fel încât să ajungă la nivelul celorlalte fire. Atenție la schimbarea mufelor de pe un cablaj pe altul. Respectați polaritatea. 12 V pe firul roșu și minus 12 V pe firul albastru. Vom conecta toate mufele la placa de bază pentru a face o aranjare preliminară a firelor. Vom folosi apoi banda izolatoare exact în dreptul ieșirii prin carcasa acestora pentru a le proteja împotriva secționărilor.
Pe rând aranjăm și celelalte trasee de distribuire a firelor, având grijă să lăsăm lungimea necesară pentru manevrabilitate. Să aveți mare atenție în momentul în care conectați mufa pentru capul laser la fire, de respectarea ordinilor și a poziției acesteia. Aproape am terminat. Vom scoate cablurile de pe poziția intermediară, le vom introduce cum trebuie în carcasă, vom poziționa firele de-a lungul axelor și, atenție, vom verifica butonul de urgență să nu fie apăsat.
Vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați să vă abonați la canal. O zi frumoasă!